Armin Nicoara și Georgiana Lobonț pupături în mașină. Soțul ei nu apare în imagini. După ce s-a spus că Armin Nicoara ar fi avut legătură cu presupusul divorț dintre Georgiana Lobonț și soțul ei, artistul și nașa lui au pus din nou paie pe foc. Deși a negat o legătură amoroasă între el și cântăreață, Armin s-a afișat în timp ce o pupă, iar ea cântă versurile melodiei de dragoste pe care au lansat-o împreună de curând divorțul anunțat de soțul Georgianei Lobonț, care a dispărut apoi ca prin minune, în ciuda zvonurilor unei presupuse legături a lui Armin Nicoar în cadrul separării, nu pare să-i preocupe deloc pe artist și pe nașa lui. Cei doi s-au afișat împreună în mașină, în timp ce artistul o pupă pe obraz pe vedetă, iar ea cântă versurile de dragoste ale noilor piese. Aparent, Georgiana nu ezită să-și promoveze în acest mod noua colaborare muzicală cu Armin Nicoara. Deși nu se mai află la filmările pentru videoclipul piesei, unde au jucat de asemenea rolul a doi îndrăgostiți, artista și finul ei au rămas în personaj și pentru o scurtă filmare în mașină. În imaginile postate de cei doi pe insta InstaStories, Georgiana este cea care cântă o parte din versuri în timp ce Armin se află lângă ea în mașină și se înclină să o pupe în momentul în care ea ajunge la versul Hai, nu mai fi rușinos și sărută-mă frumos. Cei doi erau vizibil bine dispuși. Cum a explicat artistul legătura dintre el și nașa lui? Cu mai bine de o săptămână în urmă, când au apărut speculații cu privire la o posibilă legătură a lui Armin cu divorțul nașilor lui, acesta a negat orice implicare și a subliniat că ceea ce se vede în videoclipuri între el și Georgiana este ceva specific vieții de artist și atât. Eu colaborez cu Georgiana, asta e viața de artist. Când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, noi jucăm un rol. Am făcut un videoclip acum două zile când o sărut pe Georgiana. Bineînțeles că în acea melodie spune sărută fetele, și ce mai spune Georgiana acolo. Normal, eu am sărutat-o pe Georgiana, exact ce spune în melodie, dar nu mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac. E nașa mea, ce vreți să o înjur. Să mă iau de ea. Să nu conversez cu ea. Sper că am fost cât de cât înțeles. Să auzim numai de bine și Doamne ajută, a spus el.